În această dimineață alături de noi este OL calificată în marea finală. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să revenim la cele emoții pe care le-ai trăit tu în data de 28 ianuarie, atunci când au avut loc audițiile live. Vreau încă o dată să ne spui cum te-ai simțit pe scenă, pentru ca ulterior să trecem și la planul pe care l-ai pentru marea finală. Am simțit foarte bine, parcă am câștigat un milion. A fost o experiență mare pentru mine, că n-am participat niciodată la Eurovision și mă simt foarte bine. A fost ceva. Bine, cât de încrezută erai că te califici în finală? Nu eram crezută că vom ajunge în finală. Mi-a plăcut piesa lui Crista, Pădure, Verde, Pădure, și credeam că ea va ajunge în finală. Unde erai, în momentul în care ai aflat vestea? Eram acasă și am privit audiții live cu juriu. Ediția adică specială. Discuții de juriu și am fost surprinsă. Am fost foarte surprinsă că n-am așteptat deloc să ajung în finală și să ajung în top 5. Am câștigat deja, mă simt parcă am câștigat. Îmi place mult, apropo, optimismul tău și în același timp faptul că te bucuri de tot ceea ce s-a întâmplat și la audițiile live și sigur te vei bucura mult și în finala, acolo unde fiecare secundă pentru tine va fi doar un bonus și un moment de fericire pe scenă, cel puțin din ceea ce ne exprim, înțelegem acest lucru. Vreau să te întreb care a fost reacția ta în momentul în care ai aflat că mergi în finală. Ai zâmbit, ai sărit în sus, ai sunat pe cineva? Am sărit în sus și mă simțeam, ce? Nu poate, nu cred, e pe bune? Și când, da, și când m-am dat seama că da, sunt în finală și sunt printre cei cinci finaliști, cei mai buni, sunt foarte mulțumită pentru asta și niciodată nu o voi lua de bună, cum se spune, sunt foarte mulțumită. Mult succes, apropo, în marea finală, dar până a veni acea zi, vreau să-mi spui dacă ai pregătit ceva special pentru data de 4 martie. Da, da, acum pregătim și probăm și încercăm cu dans, încercăm fără dans, încercăm cu backing vocals, încercăm fără backing vocals, cum va arăta, adică ca să avem mai multe variante, ca să alegem printre variante care vom proba. Bine, dar înainte de audițiile live, nu aveați un plan pe termen lung în care să fie inclusiv finala și ceea ce veți face în scenă? Nu, că n-am așteptat că voi ajunge în finală și n-am avut un plan concret de show. Acum, numai acum ne gândim la asta cu soțul meu, că el mă susține și el tot e muzicant și discutăm asta și vom încerca. Astăzi avem prima repetiție. Bine, sunt sigur că totul este bine planificat ca pentru data de 4 martie totul să fie gata, începând de astăzi repetițiile. Noi sigur te vom urmări și vom încerca să vedem cât mai multe pentru a ști dacă vor fi dansatorii sau nu, pentru că până la urmă ăsta este semnul de întrebare la momentul actual. Cu ei sau fără ei? Între timp, probabil știi deja, pentru data de 4 martie și publicul trebuie să se pregătească pentru că va avea posibilitatea să voteze prin SMS-uri. Vreau să te întreb, pentru ei sau în numele lor, ce are melodia ta din punctul tău de vedere comparativ cu celelalte melodii în plus? Ce-ți place la melodia ta și poate nu-ți place la celelalte? Îmi place melodia mea că e un stil funk și nu e un format clasic de Eurovision, adică nu e format pop-pop sau pop-folk.
cu care merg participanții fiecare an la Eurovision și e ceva, pentru Moldova e ceva fresh, e un stil neobișnuit, să spunem așa, și e un stil din anii 70, adică filmurile despre polițiști din anii 70, San Francisco, Starsky and Hutch, așa ceva. Și îmi place energia, îmi place energia, pot să dansez când ascult piesa asta și cred că e ceva nou pentru Moldova, așa să spun. Da, a fost singura melodie pregătită pentru Eurovision sau mai erau și alte melodii undeva într-un sertar? Da, mai erau alte melodii, dar erau lansate anul trecut, adică cerințe. Nu se încadrau în regulament. Da, și vreau, te rog mult, să vii și cu un mesaj pentru cei de acasă, pentru cei care ne urmăresc în această dimineață. Vă doresc o zi bună, o zi perfectă și vă doresc să alegeți participant cel mai bun la Eurovision. Foarte important acest detaliu, ca cei de acasă să fie alături de noi, să ascultă, să se bucure de muzică, să voteze în cazul în care au anumite melodii preferate, dar desigur să ascultă toate melodiile, pentru că pentru fiecare melodie există un public aparte undeva aici între Nistru și Prut. Mulțumesc mult pentru acest dialog din această dimineață și desigur mult succes! Mulțumesc mult! O zi frumoasă! Mulțumim în continuare pe cei de acasă, invit să fie alături de noi pentru că urmează să revedem încă o dată evoluția interpretei OL de la audițiile live din 28 ianuarie. Silly game, oh, you better stop it all before I get so beaten.